decât să vă faceți treaba și să lăsați mahalaua acasă. Aici dumneavoastră vă rog să aveți grijă cum vorbiți, pentru că... Credeam că sunt cel mai religios în ședința. Consilierul spune că în urma sesizărilor făcute de cetățeni a constatat că pe strada Silozului din Măgidia sunt probleme mari atunci când plouă. Cei care nu cunosc drumul sau nu sunt atenți riscă să ajungă cu mașina în groapă. Ceea ce am adus la cunoștința colegilor din Consiliul Local și în primul rând a doamnei viceprimar, să concretizează în imaginile pe care le vedeți și cred că a fost îndreptățită, zic eu, interpelarea mea în Consiliu de a aduce la cunoștință, pentru că este de datoria mea să fac acest lucru și nu cred că ar fi trebuit să fie considerat o ofensă faptul că am adus la cunoștință. Așa arată strada Silozului. Și oamenii spun că strada a fost uitată de autorități. Le este frică de ce se poate întâmpla în sezonul rece, când vor fi multe precipitații. Nu mai e apă, domnule. Dacă sunteți, nu știu de, cu cine stau de vorbă, să veniți și pe partea aia. Nu se mai face nimic, domnule. Nu se mai face nimic. Noroc că avem trotuare, că altfel știți ce apă se adună aici pe timpul ploilor. Pe astea. Puteți să veniți atunci să filmați, până la genunchi apă. Cu gropi, cum se văd. Da. Vi s-a promis că se va repara această stradă? Da, dar nu se știe în ce an. Promite, dar totul e zadarnic. O altă problemă o reprezintă malul care susține zona de lângă stadionul Iftimie Elisei. Acesta dispare bucată cu bucată. În urma sustragerii pietrei din aceste terase, suntem puși în vedem această situație de fapt. Zic eu că pământul o să prăbușească nemai având susținere. S-a furat piatra, așa cum constatați și dumneavoastră, a început să prăbușească pământul. Strada Silozului are într-adevăr foarte multe probleme. Ea este inclusă într-un proiect de investiții. Acolo sunt probleme și de infrastructură, canalizare pluvial și tot ceea ce ține de partea de canalizări și sistem de apă. După care asfaltare. Localnicii speră ca străzile să fie reparate sau, poate, chiar asfaltate, ori ca primăria să găsească o soluție fără să mai existe neînțelegeri în ședințele de Consiliul Local.